evocarea statuii Mihai Viteazu din Piața Unirii între catedrală și Casa de Cultură a Sindicatelor în piața care va fi formată acolo, piața pietonală mare. Aveți imaginile amplasării exacte sus pe hartă, cu acel punct roșu care se vede în axa catedralei. Deci statuia va fi amplasată cu fața către catedrală și va fi o piață pietonală mare acolo. Pentru aducerea pe ordinea zi acestui material, am parcurs procedurile legale care sunt prevăzute de lege. S-a făcut un studiu istoric de către Universitatea Ion Mincu, Universitatea de Arhitectură din București, pentru analizarea zonei centrale a municipiului Oradea, din care a rezultat că se cuvine să reamplasăm statuia regelui Ferdinand în amplasamentul lui Iuvarcu și de asemenea s-au propus amplasamente privind relocarea statuii lui Mihai Viteazu, amplasamente corespunzătoare. Acest studiu a parcurs procedura de avizare, Comisia Zonală de Monumente de For Public și cele două Comisii Naționale de Monumente de For Public și de Situri Istorice. Am obținut avizul moștenitorilor, artiștilor plastici care au realizat statuia Mihai Viteazu și cărora le mulțumesc pentru acest acord, pentru această relocare. Și deci, cu toate procedurile îndeplinite din punct de vedere legal, suntem în fața acestui proiect de hotărâre. Vreau să le mulțumesc celor care au contribuit în anii 90 și care astăzi sunt rezerviști militari la amplasarea statuii Mihai Viteazu. Locația în care este propusă relocarea este una corespunzătoare, este în centrul istoric al municipiului Oradea, în noua piață care se va forma și sunt convins că reamplasarea în această piață a statuiei ecvestre regelui Ferdinand nu face decât să aducă un respect pentru oameni care au făcut lucruri importante pentru neamul românesc.